Casa Județeană de Asigurări de Sănătate nu reușește să ajungă la zi cu decontarea sumelor plătite de angajatori sub formă de indemnizații sau pentru concediile medicale ale salariaților. Cei peste 13.300 de angajatori aflați în evidența casei au depus anul trecut aproape 113.000 de declarații privind evidența obligațiilor de plată către Fondul Național Unic al Asigurărilor Sociale de Sănătate. Mii de angajatori care au plătit lună de lună obligațiile la fond au solicitat recuperarea sumelor plătite sub formă de indemnizații sau pentru concediile medicale ale salariaților. Au fost trecuți pe liste de așteptare, iar mulți dintre ei nu și-au recuperat încă banii, decontarea fiind influențată de limitele bugetului. Numărul de solicitări de recuperare a sumelor reprezentând indemnizațiile achitate care depășesc obligația lunară de plată a contribuției de 3.752, numărul de solicitări de recuperare de 2.306, numărul de solicitări aprobate în anul 2012 de 1.306, Alte 1.000 de cereri au fost reportate pentru anul 2013. Suma pe care angajatorii au recuperat-o anul trecut de la Casa de Asigurări de Sănătate a depășit 14 milioane de lei. De altfel, în ultimii 3 ani s-au plătit între 14 și 15 milioane de lei de la Fondul Asigurărilor Sociale de Sănătate pentru diverse indemnizații de asigurat și pentru zilele în care salariații au fost în incapacitate temporară de muncă.